Salutare lumea, sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta o să reacționăm la cele mai imposibile trickshot-uri pe care le-ați văzut până acum. Cine știe ce o să vedem astăzi, diferite trickshot-uri cu water bottle, cu aruncă cardul în măr și după mărul pică în gaură și ați înțeles, mă. Înainte să înceapă episodul, v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe butonul subscribe, pentru că trebuie neapărat să ajungem la 14 miliarde de abonați. Dacă nu se întâmplă asta până mâine, gata, s-a terminat, explodează planeta. Fără mai multe amănunte, haide să-i dăm drumul la reacție. Mai am puțină baterie la cameră, dar asta este. Ok, mă așteptam la trickshot-uri. Sincer, mă așteptam la trickshot-uri făcute de oameni, nu de papagali. Dar orice este posibil în ziua de azi, nu? Mamă, ce se întâmplă, mă? Bă, ești nebun, a picat în pahar. Ok. Bă, ești nebun la cap, a picat buta de baseball în picioare. Bă, ăstea mai sunt și trickshot-uri de alea gen neașteptate. Adică nu e ca și cum ar fi vrut oamenii să facă asta. Mamă, totuși, dacă vrei, care sunt șansele, frate, să pice? Uite, l-aș aruncat așa, adică nu printr-un flip. Să pice buta în picioare, bă, ești nebun. Ce vor ăștia să facă cu turnul de Jenga? Ce vreți să faceți? Ma! Bă, nebun. Cineva să-mi explice cum e posibil așa ceva. Nu, piesele alea sunt lipite. N-are cum. N-are cum. Sunt lipite piesele alea. Putem să mai vizionăm o dată trickshot-ul ăsta? Vai de mine, perfect, perfect, perfect a intrat în gaură. Mamă, niciun, bă, nici o plancardă în spate să bounce-uiască în groapă, nimic, nimic. Perfect, perfect a fost. Mamă, mamă. Chiar sunt curios cât le-a luat să facă trickshot-ul ăsta. Mamă, vere, ce faci, mă? Dacă pică direct în gaură, mor. Doamne, care sunt șansele să se întâmple așa ceva? Ia uite, pune și titlul, se numește Șanse Imposibile Compilation. Hai. Mamă, ăsta a fost în ultima secundă. La buzzer, mi se pare, ca și se numește. Am încercat și eu să fac asta. Nu mi-a ieșit niciodată în viață, bineînțeles, că e cel mai imposibil lucru de făcut. Dai flip la un creion. Spuneți-mi dacă voi ați reușit, mie mi se pare cel mai greu lucru de făcut. Care sunt șansele, frate? Mamă, și a ieșit egal, nu? Sau au câștigat? Mamă, efectiv mai aveau oamenii 2 secunde, omul meu a prins mingea imediat și și-a încercat norocul, a aruncat direct în coș. Mamă, care sunt șansele să se întâmple asta? Și la un match în liceu. Păi tu îți dai seama că omul ăla un an întreg o să știe tot liceul? Cel mai legendar coș. Oh my god! Ce, mă? Na, trebuie să-ți bagi joc de mine. Bă, care șansele, în primul rând, să ai, să spunem, faci flipul, pică creionul, nu creionul, faci flipul, pică markerul în picioare. Dar să-i se desprindă și capacul și capacul să sară înapoi. Doamne, asta e cea mai tare chestie pe care am văzut-o până acum. Ce se întâmple? Ce se întâmple? Scuzați-mă, cred că sunt orb. Nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat. N-am nicio idee ce s-a întâmplat, dar văd că lumea se bucură. Mamă, de la jumătatea terenului. Ah, banu, ok. Ok, nu a fost normal. 1 de 3 puncte. Boom! Și de la jumătatea terenului. Deci știi că dacă le nimerești pe toate 4, câștigă $1000.
Mamă, care sunt șansele, bossule? Mamă, tot liceul aleargă spre el. Deci v-am spus, în momente de genul, tu dacă reușești o aruncare ca asta, gata, ești cel mai popular. Ești cel mai tare copil din școala aia. What? Mamă, ce play a fost ăsta, bă, băiatule, a nebunit toată sala, toată lumea sare în aer. Bă, voi vă dați seama, uite, voi vedeți toți oamenii ăștia? Eu nu cred că se cunoaște cu toți. Eu nu cred că are atâția prieteni. Pur și simplu a nebunit toată școala. Trebuie să te îmbrățișeze. Ai câștigat meciul, frate. Mamă, ce se întâmplă acolo? Uite, toată lumea cum aleargă. Ce stau, mă, frate? Ce să le-a baloane? Zi-mă. Bă, dar ăla e un balon sau e un minge? Un mic balonaj, dar a prins două deodată. Frate, eu mă chinui 20 ceva de încercări să prind o jucărie de-asta și nu-mi iese. Sigur ați încercat vreodată să vă jucați la jocul ăsta cu gheara. Ați văzut și voi cât de greu este să prinzi ceva. Cred că ultima dată când m-am jucat, cred că a fost acum o lună sau ceva de genul și mi-a luat vreo 20 de încercări până să prind un animalus de la... Mamă, ce ai făcut, tată? Mamă, ce bulana e că nu s-a adus mingea la vecinul. Îți băga cuțitul în minge dacă se trezea vecinul cu mingea ta la el în curte. Nu mai vedeai înapoi. Mamă, ce s-a întâmplat? Avea prosopul, mână. Ok, o să-i dau replay că sigur nici voi n-ați prins ce s-a întâmplat. A tras sticla cu prosopul. I-a picat lui frasul în pericol. Bă, băiatule, chiar mă gândeam, cum adică șanse imposibile? Că e un trick shot destul de simplu, la câte pahare a pus omul meu acolo, e cam imposibil să ratezi. A ratat. Deci ăsta a fost trick shot-ul imposibil. Că n-ai cum să ratezi, omul meu a ratat. Bro, oamenii ăștia au hack în viața reală, e imposibil să dai atât de bine la coș. Moară pasăre. Bă, și-am zis! Mama, dar fix în pasăre, nu pot să cred. Vai de mine. Hai, pentru toți fanii fotbal, priviți aici următorul clip. Ia priviți. Mamă, ce portar! Bă, băiatule, cum a apurat mingea aia, zicei că-i viața lui în joc. Bine, poate chiar e. Până la cariera omului. Bă, băiatule, nu-l doboară nimeni pe ăla. Apără Ducadam. Bossule, dacă am un loc de bowling și-l văd pe unul cum dă așa cu bila de bowling, vin la el și... Ce faci, mă, aici? Ce faci, mă, aici? Așa te-a învățat, mă, să dai cu bila. Ia vin cu aici. Ia vină, mă, încuci. Și fraților, cam aici o să încheie acest videoclip. Dacă vreți să facem partea a doua, a treia, a patra, vreau să vă cât mai multă susținere la acest videoclip cu cele mai imposibile trickshot-uri din lume. Dacă vă place foarte mult, bineînțeles că o să mai facem încă o parte și o să vizionăm niște trickshot-uri împreună din nou. Eu am fost Cristi și v-am pupat. Ceau!